Hai, bună dimineața, dragi truck vlog spectatori. Bine ați venit aici și la canalul lui Adrianu, șeful la camioane, șeful la tracăreli. Băi, e miercuri. Am plecat la treabă să înceapă tracărea de miercuri. Haideți cu mine. Băi, am scăpat de vremea urâtă. Chiar mă cam ofticam așa, pentru că am coborât acum dealul dintre Leeds și Manchester, mergem la Warrington, avem două livrări astăzi. Mergem acum la Warrington, avem de lăsat probabil vreo 24 de paleți, ceva de genul ăsta, iar doi paleți îi avem de lăsat într-o locație foarte, foarte mișto. Undeva în inima țării Galilor. Am mai fost o singură dată acolo, la începuturile mele în firma asta, nu am avut cameră să filmez. Peisajul este superb. Superbissimo. Sper să pot să filmez cât mai mult, deci probabil astăzi va fi un vlog lung. Că am văzut că lumea plânge după vloguri lungi. Am dat și noi de puțin aglomerație. Eu nici m-am uitat pe TomTom-ul ăsta, am deja 15 minute întârziere. Eu zici că-s cretin, l-am pus degeaba. Oricum sunt întârziere cu vreo 40 de minute. Așa, și stai să vă zic și locația, că mereu, deci am fost o singură dată și aveam doar așa, vagi idei cum se numea localitatea, pentru că am uitat. Localitatea se numește Criecit. Nu știu cum să, deci nu știu cum se pronunță. De fapt, stai, am de lăsat 4 paleți acolo. Deci 4 și din 26 din 4, 22 trebuie să-i las la Warrington, la Iceland. Criecit. Criecit. Cum e, mă, frate? Criecit. Uitați-vă pe Google Maps să vedeți unde e. Credeți-mă că este foarte, foarte mișto. Deci chiar e foarte tare. Și sper să am vreme bună cu soare, pentru că cu siguranță avem ce vedea. Ca și Scoția, țara Galilor este foarte mișto, ca și peisaj. Pentru că e așa, gen dealuri de-alea stâncoase, așa, foarte mișto, mai ales că e și pe zi, pe coasta de vest Anglia, la Oceanul Atlantic, e foarte mișto. Chiar e foarte mișto. Sper să iasă un vlog mișto astăzi. N-ai rost mai filmat acum de aglomerație. Ne vedem după ce descărcăm la Warrington și coborâm către țara Galilor. Băi, nu știu, parcă m-au citit ăștia, mi-au dat două zile cam același job cu corbi și încărcare și înapoi. Legere, bine că și astăzi probabil va fi o zi lejeră, nu cred că va fi așa, cine știe ce greu, adică la Warrington stau, la Critica la fel, am 4 paleți, la fel aia mi descarcă ei. Și mai mișto că la Warrington avem și cantină, mâncăm și noi, ieftin și bun și cald. Și ne luăm și ceva la pachet să avem. Așa că rămâneți cu mine, se anunță o zi interesantă astăzi și sper să vedeți niște peisaje superbissimos. Imediat ajungem la Warrington, chiar dacă e aglomerație, fentăm imediat pe aici. Îmi iau mașina în cârcă și fug. Mi-am adus aminte, trebuie să vă mai zic ceva. Nu uitați de concurs pe pagina de Facebook, pe Tracker Boy Viața de Camionagiu. Este postarea PIN, este pe prima pagină, prima postare, veți vedea acolo regula concursului, care în principiu este foarte simplă. De fapt, nu prea e simplă pentru mulți, că mulți m-au întrebat ce fac, cum fac. Nu știu cum aș putea explica mai bine de atât. Gen, iei un videoclip de pe YouTube, îl distribui pe pagina ta de Facebook,
După care intri pe pagina de Facebook Tracker Boy Viața de Camionagiu și la postarea care este pusă prima, la pinned post acolo, scrii Party Keep, exact cum am scris eu acolo, cu capa, Party Keep. Cum ați văzut și pe la concursurile lui Mariciu și concursurile lui Andra, unde dădea mașini și tot așa, etc. Nu uitați de asta, premiile sunt 5 căciuli, 5 dintre voi veți primi câte o căciulă cu Tracker Boy, o căciulă care arată cam așa. Nu e cu moți, dar e o căciulă. Destul de subțire, nu e de asta groasă de iarnă, se poate purta și primăvara. Și așa am auzit că până în România acum e frig rău, ninge, plouă, e urât. A, uite, aici e și soarele. Așa că nu uitați de concurs. Share orice video de pe canalul meu și particip pe pagina de Facebook. Gata. Ne vedem după ce descar la Wellington. Băi, am stat și pe la ăștia vreo oră, am și mâncat. Băi, am mâncat și bun și ieftin. Băi, am dat 6 lire pe așa. O omletă, doi cârnați, doi sosici, cum le spun ei. Nu-mi plac toți, sunt doar unii mici și roșii și mai puțin mai picanți așa. Un polonic de fasole, ce am mai avut? 3 bucăți de bacon, o prăjitură, doza asta de limonadă și două cornuri de mod, în modul ăsta așa, ciocolată și șampanie, și am dat fix 6 lire. Eu zic că am mâncat bine. Mâncare caldă, bună. Am salvat ziua de astăzi. Am salvat mâncarea și că mă țin să mănânc de vreo săptămână la KFC și să moară măsa. Nu știu dacă ați auzit prin presă sau pe internet, în Anglia KFC-urile s-au închis aproape toate, pentru că au făcut o mișcare foarte proastă. Au vrut să economisească bani la livrarea mărfurilor interne. Adică gen ei livrau, v-am mai spus eu, cu aia de la Bitvest, care mai știu că livrez la ei și eu ia duc mai departe mărfa la KFC, la McDonald's, nu știu dacă mai au și alte lanțuri de astea de fast food-uri la care distribuiau mărfa. Și au vrut ei să renunțe la, de fapt să facă economie la transport, cum ar veni. Și mințile lor luminate din KFC au renunțat la ăștia, care aveau de ani de zile și foarte bine pusă la punct rețeaua asta de distribuție. Și au ales DHL, care bineînțeles a venit cu un preț mai mic. Ăștia, știe cineva ce e ăla? Un Aston Martin foarte vechi. Ia uite și pe ăsta, vede între benzi. Bă, luatea și între măciucă. Lis, bă, ăsta o fi ăla, Viorelis. Bă, nu ești tu de asemenea cu el, ai 1000 de ani. Așa. Și ce credeți? Nu se descurcă de DHL să distribuie marfa. Carnea de pui a rămas nelivrată. Nici în ziua de astăzi, sunt închise cam toate astea, gen de prin zi, KFC-urile astea mai mici. Prin Anglia există și KFC-uri mai mici, fără locuri de mâncare, doar pentru takeaway, doar pentru a lua acasă mâncarea. Astea de pe autostradă sunt toate închise, n-am găsit niciunul deschis. Tetești tu, muistul. Am mers ca o pizdă și acum pe căcatul ăsta de bretea accelerează ca muia. Băga și ar pula măsa. Așa. Stai că de fapt nici măcar nu merge pe benzile astea, trebuie să meargă pe banda cealaltă. Prostul proștilor. Stai așa că aici pe virajul ăsta imediat te duci pe măciucă. Așa. Și acum, nici am citit chiar asta, de acum când am mâncat am citit un articol, ci că în momentul de față KFC pierde 1.000.000 de lire pe zi din cauza acestei decizii. Pentru că DHL-ul nu poate să facă distribuția asta. Uite că se întâmplă și la case mai mari decizii proaste.
așa că a cam lăsat pe foarte pe un grup de șoferi englezi care n-a mulți, probabil se oprește și mănâncă la KFC. Eu de asta, gen, nu știu cum să zic. Și plâng de milă că nu mai avem ce să mâncăm. Bine, la ironic, știi? Și chiar șoferi de la ăștia zi de la Bidfest, fosta firmă care făcea distribuție, comentau acolo că, domne, îți dai seama, probabil au auzit și ei ceva vorbe interne pe acolo, pe la ei prin firmă. Și evident, când KFC a renunțat la contractul ăsta, am înțeles că o parte dintre șoferi cumva care lucrau prin agenție cu Bidvest n-au mai avut de muncă, evident. Bidvest și-a păstrat decât angajații proprii, n-au mai apelat la agenții. Și în felul ăsta se presupune acum așa la cald, adică de foarte devreme, se presupune că aproximativ 1000 și ceva de șoferi au rămas fără un loc de muncă, care era destul de stabil, chiar și prin agenții. Faptul că le dea de muncă la Bidvest era destul de ok. Da, tare, și pe aici se întâmplă decizii de-astea luate așa de oameni ăștia cu o minte luminată, între ghilimele, bineînțeles. Băi, am plecat, sperăm că nu plouă, să sperăm că avem niște peisaje mișto pe acolo. O să ajungem probabil cam în 2 ore. Ce dracu are mă ăsta? Mă scoate după M56. Băi, ești prost? Păi eu trebuie să merg pe M56 până pe A55, tâmpitule. Ce dracu are mă? Fiu urât. Unde mă bagă mă coaie ăsta? Ăsta să moară mă ăsta, dacă nu cred că mă bagă în tot parcul național. Acolo e un parc național, nu mai știu cum se numește, Snowdonia, ceva de genul ăsta. Căutați pe Google, o să vedeți ce mișto e. Ia uite, copii de liceu, să duc în excursie, unde să duc? Da mă frate, pe mine mă scoate ăsta mă. Ia uite ce nebun. Bă, diliu pământului. Doamne. Mă, și miram eu de ce fac atât de mult. Că știam că, domne, nu făceam chiar 3 ore, erau cam în 2 ore jumate. Și acum când am plecat de acolo erau 3 ore. Ia uitați-mă, nu mai e mă după ăsta. Cred că vede A55 închisă, o bucată din A55 închisă, altceva nu-mi explic. Uite și pe Dica ăsta. Dica, așa am avut eu numărul la 2 mașini. De fapt am avut cu DIK în România. B525 DIC la un E39, un 525 diesel. Și la ce am mai avut? La Mondeo parcă. B02 DIC, nici nu mai știu. Sau nu, B20 DIC, nici nu mai știu cât am avut. Da, da. Când m-am dus la aia la Pipera și i-am zis că vreau numai preferențial DIC, gândul la exact ce înseamnă în engleză, că eu nu vorbesc nici urât, deci cu gândul la pulă. I-a zis la aia DIC, a zis că da, e ok, se poate pune. Deci bag atunci, bagă mare. Și cum am dus de 2 ori, că n-am păstrat numerele, mai întâi am avut Mondeo și am avut B nu știu cât DIC. Și după aia când am luat seria 5 E39, X5M, mamă. Când am luat E39, le-am băgat, fiind 525, am băgat B525 DIC. Și nici atunci nu mi-a zis nimic. Fată de treabă, fata aia de la ghișeu. Băi, haideți să vedem frumusețea țării Galilor.
Băi, îmi place pe aici că e foarte liber, frate. Ești foarte liber. Și încă n-am intrat așa printre, o să ajung undeva printre dealurile aia care se văd în față. O să vedeți voi și după aia ajung iar undeva lângă apă. Poate reușesc să... Uite cum se vede oceanul. Poate reușesc să prind și eu niște poze mișto, că și așa nu prea am mai pus poze pe pagină. N-am mai pus când n-am mai avut. De obicei eu fac multe poze zi de zi, dacă văd ceva, nu le pun fix în ziua respectivă. Pot să le pun mai târziu. Chiar azi, de fapt, pentru voi ieri, am pus din Scoția, încă se mai vedea zăpadă. Când am fost ultima oară în Scoția. O, ce mișto se vede. Cum să nu-ți placă, mă? O cursă de asta, mă. Chiar dacă conduci mult, cum să nu-ți placă? Nu știu cum ai. Cum aș putea să zic nu. Dă-i boss, tare. Tare, tare, dă-i. Dă-i. Că mă regulamentar nu mă grăbește nimeni. Vreau să admir priveliștea, frumusețea, pomii ăștia care încă n-au înflorit și ei, n-au le-a dat o frunză. Vede că aici văd că e cald, sunt 10-11 grade. Băi, mișto zona, mi-ar plăcea să stau pe aici. Să moară măsa, că nu mi-ar plăcea, frate. Nu sunt orașe mari, nu e zăpăceală. Chiar nu simt lipsa vreunui oraș mare. Vreau să fiu cât mai la țară. Frații mei peloponezi, am făcut și descărcarea în 5 minute și am și plecat. Ne întoarcem pe același drum și ne oprim la Flint să încărcăm. Am mai fost acolo la Country Style, în curtea aia strâmtă și urâtă și unde trebuie să încarc eu. Mersi, moșu, mersi. Auzi, miliție. Nu aveam viteză mică, e 30 limita. Eu nu aveam viteză mare. Și mergem acolo, încărcăm la Transpalet, asta e. Și după aia acasă. O să fim, uite, cu mașină de aia. Da, de și eu la ciuc. Cu duba lor, cu tot. Bă, da, unde au pus-o ei, bă, frate. Și eu cum trec de ei acum? Stai acolo. Danke. Danke, Schalke. Băi, apropo, mă, frate, aseară m-a scos căcații de Aston Villa la 430 de lire. Să moară măsă dacă nu m-a umplut de nervi. O să vă pun o poză acum cu biletul. Ați văzut? Da, alea și eu la cioc. Hai, moșule, treci. Hai, mă, că nu te duce mintea aia deloc. Că eu n-am cum să fac aici sens giratoriu. Eu trebuie să fac ceva de genul ăsta. Da, frate, m-a scos Aston Villa și ca să vedeți ce înseamnă zgârcenia din mine, zgârcenia, m-am calicit eu. Îi pusesem GG, ceea ce s-a și întâmplat, s-a terminat 1-1. Și zic, bă, aveam câștig 320 de lire, ceva genul ăsta.
Și zic, hai mă, dă-i morții, mă, zic că stă acolo pe locul 3, trag și ei în față să intre în play-off, ce dracu fac ei după aia în promovare, în alea, să se distanțeze și la puncte, ei zic, tă-i bat pe aia, dă-i morților pe Preston, erau pe locul 11, vai mama lor, 10, 11, nu știu cât erau. Și zic, hai că iau direct pe aia, avea cote 2, la GG avea 1.75. Și am luat eu pe Aston Villa și mi-a dat-o la muiță. I-a condus ăia, Preston a egalat ăia pe minutul 70, cred că ceva genul ăsta. Și după aia am tot sperat că îi egalează, că se tot suspenda, se tot suspenda. Mui, am mai dat și 5 minute de prelungire și mai multă mâie mea, am tot sperat. Îmi dăduse un cash out la un moment dat de vreo 60 de lire, dar n-am scos. M-am calicit. Făceam și o bandă jante. Puneam și eu la pușculiță acolo. De-alea și eu la muie cu Aston Villa, pis din măsii. Și mai m-a scos, bă, frate, acum câteva săptămâni la fel la Aston Villa. Și am zis că nu mai au pe ei și uite că iar am luat. Și tot așa am luat și atunci. Bă, sunt în față, locul 2-3, jucau cu unii, nu știu ce treacu loc. 15-16, vai morților. I-a bătut, i-a pișat pe ei 3-0, 3-1, nu mai știu câte a bătut. Băga mea și picioarele să-mi bag. Așa, acum la întoarcere spre Flint, o să vedeți că avem, o să mergem pe partea opusă pe care am venit, evident, și o să avem un view foarte mișto asupra oceanului, o să vedeți. Foarte, foarte mișto. Abia aștept să mai trag acolo câteva cadre. Pac, pac, mergem la Flint, încă uite, acum se mai vede zăpadă. Uite și cât de șmecher se vede. Uite așa că vine ăsta cu camionul și poate mă duc dracu în el. Cu ochii după să vă arăt și vouă, mă duc eu în bălării. Așa, și o să se vadă foarte mișto, o să fie un viv foarte mișto. Bă, eu oricum nici nu cred că ajung acolo, cred că mai trebuie și o pauză. Ia să vă, poate opresc pe undeva mișto, o să trag niște poze. Au, ce mișto se vede. Bă, Răzvane, ia uite-o câte oi aici, dar mie-i pula. Vezi? Ia am trimis și lui Răzvan mesaj unde sunt. Ia uite un câine, bă, nu veni pe aici. Am spus că sare direct cu gardul ăla de... Îl iau în mașină aici. Bă, e chiar foarte mișto zona, îmi place mult de tot. Și nu știu, parcă are un aer mai aparte, are față de Scoția, nu știu. Are un aer așa mai de... Mai cald, parcă nu e așa... Scoția e așa, chiar și vara Scoției e puțin așa rece, nu știu. Are ăsta e mai cald așa, îți dă senzația că e mai cald așa, nu știu de ce. Probabil apropierea de apă, dar bine, în Scoția n-am fost aproape de apă. Probabil și acolo o fi mai senzația asta mai de cald așa. Dar aici e și mirosul ăla de apă, de pește, de pescăruși urlând. Sau acum dracu urlă ei ca bezmeticii. Da, da, Joe, hai că nu mai lungesc, că iar mă lungesc, mă lungesc, de lungit, de lungesc. Ne vedem când ne vedem.
să-mi trag și eu sufletul. Băi, am terminat cu încărcarea. Haide, boss. Opa. Opa, Penelopa. Băi, și plecăm acasă. Până acasă avem 3 ore și vreo 5 minute de condus. Iar eu mai am în total 3 ore 22 de condus. Este ora 4. Deci, oră de vârf, ce voi prinde pe M62, M60, M6, M62. Toată nebunia de la Manchester. Așa că, ce pot să fac decât să mă rog la bărbos să mă ajute să nu depășesc timpul de condus. Altceva nu prea am ce să fac. Nu știu ce o să fac. Chiar nu știu. Mergem și vom vedea, să sperăm că nu vei pierde mult timp de condus. Mă interesează că stau în aglomerație. Măcar să stau, dar să nu merg, pentru că atunci pierd timpul de condus și... Și... Ia, ăsta iar mă ia în cul. Eu nu știu ce GPS-ul ăsta te bagă tot timpul să ieși pe-n partea aia, când te duci pe mama, dracu, ieși. Când poți să ieși pe aici, direct, pac, pac, țac, pac, rac, pac. Și uite, cu, și mai puțin. Mel, pentru că îți dai seama cât o vedea o secundă, două diferență, el mai ia pe acolo. Pe la mama, dracu. Uf. Doamne, sper să ajung cu bine. Sper să ajung cu bine și în timp. Și știți ce nasol? Am băgat 10 ore de, adică o să bag 10 ore de condus și n-am pus să fac nici 600 km să mă rămas. Am 470 acum și mai am 124.000, adică 210 km. Și o să fac 600. Ah, stai, mă. Fac 6. Doamne, bă, ce prost la matematică. Bă, ce prost sunt la matematică. Doamne, că prost mai sunt. Fac 60 km, măcar câștig 10 lire, așa că pot să depășesc 5 minute de condus. Nu e foc. Glumesc. Băi, sper să nu depășesc și să ajung cu bine. Așa că, ce să zic, cred că ne vedem pe drum până aglomerație, să vedem cum va fi și ce va fi. Sper să nu fie chiar așa panică. Bine, momentan GPS-ul nu mi-arată nimic, că sunt prea departe de zona crepusculară, ca să zic așa. Dar vom vedea. Evident, jale. Jale pe vale, jale pe deal, jale pe dracu să mă ia. Bă, pula măta cu banda mătii, de căcați opăriți. Mergeți ca dracii. Bineînțeles, frate, coadă căcălău. Am de mers 5 km pe M6. Cred că așa merg, bară la bară. Uiteți ce. Și, bă, și porțiunea cu 4 benzi. Vă sens, uiteți ce. 4 benzi acolo, mai ies 2 de aici, rămân după aia 4. Sau câte, a nu, sunt 3 acolo. Și a 4 rămâne din astea 2. N-am, frate, ce să fac. Nu am ce să fac. Sper să ajung în timp, totuși. Bine că probabil o să dispară aglomerația asta de aici și o să mai prind la intersecția M62 cu M60, adică la intrare pe centura Manchesterului. Și cred că va fi și acolo teroare, frate. Teroare. Bă, dar fix ora de vârf am prins-o, bă, n-aveam nicio șansă. Sunt și aproape, că dacă era mai stăteam acolo, mai stăteam, puteam să mai stau gen o oră. Aveam timp de muncă, am până la 9, nu-i problemă, dar timpul de condus mă interesează. Dar stăteam degeaba o oră, că în loc să ajung aici la ora 5, cât e acum, aproape 5, 5 fără 10, ajungeam pe la 6 și tot același drac. Era și probabil era și mai aglomerat. Panică, panică. Sper să ajung, frate. Asta mi-arată că fac 2 ore 27, mai am 2 ore 30, 10 minute de am. Sper să nu fie mai mult de 10 minute aglomerați. Că dacă mai prind încă 10 minute și pe M60, sau să stau aici mai mult decât îmi arată acum, acum arată că stau 10 minute.
numai eu am noroc de astea. Deci lucrul ăsta îl detest cel mai mult pe tura de zi, aglomerația. Pentru că pe tura de noapte n-aveai când să dai de aglomerație, că începeai după amiaza și terminai noapte. Bine, acolo dai de drumuri închise, care de multe ori era cam același lucru. Hai, boss. Hai, că dacă ajung pe a treia bandă e mai bine. Și încă o dată, eu. Și încă o dată, măi, flăcăi. Ei, hei. Lasă-mă să intru și eu. Luați aia și un daiu în măciucă. Luați aia și un daiu în trompetă. Și mai schimb și o bandă, nu mai schimb. A? Ar mai merge încă una, dar... N-ai, frate, teroare. Teroare, jale pe vale. Atâtea mașini, fraților. Asta e aglomerație. Pe autostradă, nu în București. Yo. Mersi. Să nu îndrăznești să mergi mai bine pe banda aia, că te mierlesc. Trebuie să merg gata pe banda asta până să ies acolo, că dacă am ieșit și după aia mai am hopul de pe M60. Dacă nu prin vreo aglomerație, vreun accident, vreunul rămas în pană ca prostul sau cine știe ce, scap și de acolo. Și după aia ar mai fi un mic hop pe la Leeds, pe acolo. Bradford, Wakefield, partea aia. Huddersfield. Că și pe acolo s-o mai face aglomerație. Hai, boss, că să merge! Să merge! Băi, vlogul de astăzi e mai mult mai cu muzică și da, zi. Timelapse. Cu ce am văzut prin frumosul Wales. Țara Galilor, Wales. Doamne, urâtă limba. După ce că se scrie urât, să mai și vorbește urât. Cum am dus acolo la descărcare, era oia să moară măsa. Dacă înțelegeam nici hâț, dacă zicea, tot nu înțelegeam. M-am olipsit cu hâț de la ăla cu mușchi, de la Dorian. Hai de boss, că nu mă mut după banda asta, nici să mă omori. Aici asta. Bine că se mai merge. Ăsta mă scoate pe A57. Dispar, mă, în pula mea. Uite, bă. Păi nu intrăm eu la ora asta până Manchester. Doamne, te-ai tâmpilat ca, mă. Băiatul. Stai, mă, frate, că... Stai, mă, așa, mă, că facem noi o ghidușie, mă, intrăm pe A57, mă. Stai, mă, că noi pe la Berciu, după acolo, și ieșim direct în M62. Nu zice rău prostul, mi-am adus aminte. Și scăpăm de intersecția asta cu... N-am cum să trec eu, că ăștia vin în viteză să moară Cipilan. Bibilan. Mă lasă-și pe mine ăsta cu Volvo? Stobart? Mă lași? Dacă nu mă lași, mă bag eu. Danke Schalke. Stai, mă, așa că o luăm noi mai bine pe aici. A57, de fapt, da, A57, dar o luăm pe la Warrington pe acolo și o să ieșim după aia M62 pe la Birciu pe acolo. Gata, mă, las că știu. Ce e, mă, poliția? Ce caută, mă, ăștia? Poliție sau ambulanță? Ambulanță. Și ăsta cu stobartul să băga vana de urgență. Chiar așa era orb? Nu-l vedea? A? Haide, boșii. Boșii cocârloșii. Bă, dar nu e, mă, că o colez mult, mă, pe aici, mă.
Am că să mergem, că e următoarea ieșire, dă-o morții măsii. Să o iau eu pe aici, să nu o iau, nici nu știu. Sunt în dubii. Am câteva sensuri giratorii până acolo și un semafor. Să mă duc, să nu mă duc. Mă duc, mă, frate, pe aici. Trebuie să scutez ceva. Eu văd că în față se stă. Mamă, boscă. Scutim noi ceva. Bine, ăsta mă bagă pe aici, pe Manchester. E nebun la cap. Eu nu mă duc după el, uite. Pac, ieșim pe aici, până Warrington și ieșim direct în, în M62. Warrington, Birchwood. Birchwood. Birchwood, Birchwood. Vezi bine că mai știi așa câte o scurtătură de asta. Te mai ajută. Mai pot să am aici o limitare de 40, dar pot să merg așa lejer. Nu-i problema. Mama, aici sunt niște hopuri. Nici nu știu să mă bag pe banda asta, să nu mă bag. Hai că mă bagă. E sens giratoriu și nu pot să-l fac după a doua. Că mă încalec pe ăștia. Mă sui pe ei. Mai zic că e și îngust. Și așa, aici le cam tai, uite așa. Mai pe grabă. După o să zică și de mine. Să uite cineva la mine, face, a, uite și pe neprofesionistul ăla cum merge, taie sensurile, giratorii. Exemple am mai avut. Noi intrăm în amănunte. Au, 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 na, frate, ți-am zis că sunt niște hopuri aici de-ți rupe cârca. Ți-am zis. Ar fi cum să prind și aici aglomerație, păi cred că îmi dau cu ceva în coaie. Cred că iau botul lui Răzvan și pac, 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 îmi dau un coaie cu el. Bă, iar filmez, mă, mult, iar le fac, nu știu, gata, vă las. Revin dacă ajung acolo bine. Ce a făcut coaie aici? A luat foc ceva? Băi, ești prost. A luat foc mașina lui ăsta, ce... Mamă, ce e, mă, coaie ăsta? Doamne, de unde era, mă, frate, fumul ăla? Hă? Fuuu, ce ură pute! Fuuu! Ce morți, mă, să o fi luat foc! Aaaa, am făcut semaforul, mătii! A, nu mă futuți aglomerația, mătii! A și apărut, frate, aglomerație la intersecția acolo, 14 minute. Deja sunt în afara timpului. Hai de capul meu. Poate mai recuperezi ceva, măcar să... Oricum las mașina fix la intrare în firmă. Nici nu o duc. Nu las vagon, nici nimic, evident, că nu am timp. Poate scap totuși, poate scap. Poate am și-o puțin noroc. Trebuie să mai, dacă am 3-4 minute, la fix cât să intru cu mașina și să las vagonul. Adică cât să o parchez, nu o las în mijlocul curții. Dacă am făcut mare șmechere, că am dat-o pe aici. Că nu știu cum o fi pe partea aia, cât era de aglomerat. Dar zic eu că era ceva. Ceva aglomerațiune. Cu o bucată din drumul ăsta nu mergi pare de cu autostrada. Și vedeam și se vedea că se stă. Și poate, poate, poate. Chiar dacă sunt mai multe sensuri giratorii și tot încetinești, măcar mergi, nu stai pe loc. Mie mă interesează să merg. Alt semafor, mă? A, ăsta e ultimul, că după aia e sensul giratoriu. Ne băgăm și noi pe a doua bandă.
Victorie, am învins aglomerația! Să-mi trag un șut în coaie singur! Cum o fi să-ți tragi un șut în coaie singur? Am scăpat, mă, frate, de aglomerație, băga mea și piciorul și de lucrări și de tot. Mai am acum singurul hop care mai este la Leeds. Dacă scap și acolo de aglomerație, oricum am o oră 24 până în firmă și mai am o oră 49 de condus. Deci am 20 de minute lejer. Așa că bărbosul a fost cu mine. Bărbosule, dacă ești diseară cu mine la un bilet la pariuri, mă scoși pe mine din foame. Ah, a zburat o piatră în parbriz. De unde? Cred că era ăla cu camioanele. Dragii mei, ne vedem în firmă imediat și sper că fără probleme. În sfârșit acasă, mamă, deci n-am mai condus de mult, frate, atât. Deci de mult nu mai condus așa și maraton, adică pe viteză, pe în timp scurt, e 17 ore, adică în 13 ore și un sfert am băgat și 10 ore de condus. 9 ore 32. Te-ați văzut, dai pe naționale, dai ușor, aglomerație, dai... Azi am avut de toate. Azi am avut fix de toate, să dea dracii. Ah, mamă, mamă. Sunt... Jobul a fost ușor, frate, lejer, dar sunt foarte obosit. Să bagi conduța așa, probabil dacă mă tindeam pe la un 15 ore. Ce căcat a făcut asta? Să am pauze de-astea mai lungi, dar așa... Am avut la Iceland o oră și ceva cât am stat să descarce ăia. La cantina acolo, a fost ok. Următoarea a trebuit să o fac în parcare. Am stat pe grabă, am mai mâncat un pic, am stat pe la telefon. S-a dus și aia, nu prea s-a dus. După aia dă-i viteză spre casă, nu mă panichez eu pentru dacă aș depăși 5 minute de condus sau asta, că știu că nu e niciun fel de problemă. Dar te ia nervi așa când vezi aglomerația și ați văzut cum era, full. Am avut noroc că am mers, după ce am scăpat de bușonul la pe M60, chiar s-a mers bine după aia, am avut treabă. Mamă, cam târziu am făcut primul program de peste 13 ore, miercuri. Nu prea mi s-a întâmplat mie chestii de-astea. Vedem ce în rezervă băieții de sus și pentru mâine. 19 și 10 am să vagonul. Uf, dragii mei, nu mai mă lungesc. Ăsta a fost vlogul de astăzi. Vă tare mulțumesc. Nu uitați de concurs. Mai repet, încă 1000 oară, că am văzut că încă lumea mă întreabă cum să fac și să fac. Deja am, nu știu, poate dacă v-aș desena sau nu știu cum să fac. O să fac eu un video, uite, trebuie să faci așa, așa. Adică mi se pare absurd totuși, mai ales că mulți sunteți numai copii mai, na, care cumva mâncați Facebook-ul și YouTube-ul pe pâine. Și atunci vă mai zic încă o dată, ce fel stă concursul ăsta, giveaway-ul ăsta. Luați orice videoclip de pe YouTube al meu, de pe canalul meu, nu orice video, de pe tot YouTube, deci doar de pe canalul meu, și îl distribuiți la voi pe pagină, pe pagina voastră personală de Facebook, da? De acolo fugiți pe Facebook, pe pagina Tracker Boy, unde pun poze, unde pun toate rahaturile mele. Fugiți acolo și comentați, e o postare care apare prima în pagină. Deci este pină, este pusă, lipită sus, e prima postare pe care o vedeți pe pagina aia. Și acolo o să vedeți postarea concursului. Da? Și acolo, la comentarii, urmați ce au mai scris și alții, gen parte echipă. Cu capa, da? Nu particip, nu știu ce, partichip. Mamă, am făcut 669 de kilometri astăzi, 9 ore 32. Așa. Și asta e tot. Iar extragerea se va face duminică într-un live pe YouTube sau pe Facebook. Încă nu știu sigur, o să vă anunț probabil de sâmbătă și vă zic unde și cum. Asta a fost tot. Nu uitați, da?
share la orice video, comment pe Tracker Boy Viața de Camionagiu, Fart Echip. Asta a fost tot, vă tare mulțumesc, dați și voi cu share pe unde puteți la video ăsta. Ciopa, ne vedem mâine.